Pentru a proiecta, repara sau a înțelege majoritatea dispozitivelor electronice, va trebui să înțelegeți cum funcționează diferitele modele sau tipuri de tranzistor. De la prima lor comercializare, tranzistori au trecut prin zeci de metode distincte de fabricație. Este dificil de învățat tranzistorul dintr-o singură sursă, adică dintr-o singură carte. Pentru o înțelegere mai bună este recomandat să citești și despre istoria tranzistorului, să înțelegeți de ce a fost nevoie de inventarea tranzistorului, unde era limitată tehnologia. Vom începe prin a descrie invenția tranzistorilor și, uh, tranzistorilor și evoluțiile majore care au urmat. După aceea Vom avea câteva detalii despre tehnicile de producție mai moderne, despre fizica semiconductorilor și așa mai departe. Înaintea tranzistorilor au fost tuburile electronice sau lămpile, cum sunt cunoscute. Tehnologia tuburilor a suferit o dezvoltare explozivă între brevetul lui Fleming pentru dioda cu vacuum în noiembrie 1904 și Cererea de brevet a lui Bernard Telegen pentru pentodă în 1926. Tehnologia tuburilor s-a maturizat în anii 1960. Dar trei probleme inerente au, inerente tuburilor au persistat de-a lungul timpului, dintre care niciuna nu a fost rezolvată pe deplin. O problemă era încălzirea filamentului, care, bineînțeles, consuma energie. Lăsând deoparte unele tipuri speciale de lămpi, lămpile, în general, lămpile de amplificare, redresare și oscilare folosesc emisia termionică. De exemplu, tubul DL66, conceput pentru utilizarea în aparate auditive, oferă doar 0,95 mW la ieșire, dar are nevoie de 12,5 mW pentru filamente, de aproape 13 ori puterea sa utilă. O comparație mai corectă ar fi între o lampă 12CX6, care are nevoie de 12V pentru încălzire, și un tranzistor cu germaniu de exemplu AF121 relativ timpuriu de prin 65 având în ambele cazuri nevoie de o sursă de 12V. 12CX6 va absorbi 4,4 mA de la sursa de 12V pentru o putere totală de aproximativ 53 mW. Transistorul AF121 va absorbi 3 mA din sursa sa de 12V, oferând o cifră comparabilă de 36 mW. Dar trebuie să adăugăm, să adăugăm curentul de încălzire al tubului de 150 mA. Aceasta adaugă 1,8 W pentru un total de 1,85 W, de peste 50 de ori puterea unui tranzistor care face același lucru. O altă problemă foarte gravă a fost limitarea în ceea ce privește dimensiunea. Nu se puteau proiecta Tuburi de dimensiuni foarte mici. Lampile se bazează pe un vid pentru a separa electrozii. Lampile convenționale folosesc o structură concentrică cu grilă sau grile și anodul care înconjoară filamentul sau catodul. Acest lucru necesită o mare precizie de fabricație și limitează dimensiunea minimă. O structură plană poate fi realizată cu o precizie mult mai mare și mult mai mică. Această abordare a oferit trioda ceramică 7077, care avea doar 11,3 mm înălțime și 12,2 mm în diametru. Oricât de impresionant este 7077, nu este mai mic sau mai mică decât majoritatea tranzistoarelor din 1958, ceea ce indică limitele miniaturizării tuburilor termionice. În această poză aveți un uh, 7077 alături de un OC76, unul din uh, a doua generație de tranzistori. Acum tranzistoarele sunt fabricate cu dimensiuni măsurate în nanometri, un grad de miniaturizare imposibil pentru tuburile electronice. O altă problemă a tuburilor este și limitarea de frecvență. Electronii dintr-o lampă trec de la catod la anod printr-un spațiu evacuat. La frecvențe de semnal foarte mari, efectele timpului de tranzit, adică timpul necesar electronelor pentru a parcurge această distanță, stabilesc limite absolute pentru frecvența de funcționare a triodei, de exemplu. Problema este cel mai ușor de înțeles dacă se consideră că electronii care tocmai se apropie de grid sunt defazați cu cei care tocmai părăsesc. Mai mult sosesc decât pleacă sau mai mult pleacă decât sosesc. Acum că aceste numere nu se mai echilibrează, rețeaua nu mai apare ca o capacitate mică, ci cu o impedanță scăzută. Această încărcare a rețelei necesită puterea din, putere din etajul driver, chiar și în amplificatoarele de tensiune. Ca urmare, de exemplu, convertorul 6BL8 are o impedanță de intrare de doar câțiva kilom la aproximativ 100 de MHz, limitând câștigul disponibil într-un radio FM, de exemplu. Sarcina în grilă și alte efecte mai complexe stabilesc o limită superioară de aproximativ 2,5 GHz pentru amplificatoarele cu triodă, cum ar fi 7000 77 și mai sunt și alte tipuri euh, extisându-se până la aproximativ 7,5 GHz. Pentru frecvențe mari au fost dezvoltate trei tipuri principale de tuburi non-triode, magnetron, clistron și tuburi, euh, tuburi cu undă progresivă. Deși acestea pot funcționa la frecvențe apropiate de 100 de GHz, doar clistronul și tubul cu undă progresivă se pot amplifica. Clistronurile și tuburile cu undă progresivă sunt destul de zgomotoase. Tuburile cu undă progresivă cu performanțe mai bune au valori de zgomot de aproximativ 7 dB, ceea ce le face nepotrivite pentru amplificarea semnalului slab. Aceste trei tipuri de tuburi sunt mari din punct de vedere fizic, iar versiunile de amplificare consumă mulți vați o variantă de tub cu undă progresivă numită Backward Wave Oscillator sau Carcinotron poate funcționa ca oscilator până la 1000 de GHz. Dar conform tehnologiei actuale, se pot produce amplificatoare cu zgomot redus cu frecvențe de operare care depășesc 500 de GHz și câștiguri de 20 de decibel. Pe scurt, Lămpile pentru amplificare de uz general și-au atins limitele de dezvoltare la începutul anilor 1960. Trioda ceramică 7077 este un exemplu bun a cât de departe a ajuns dezvoltarea tuburilor. Ei bine, în acest video ați făcut cunoștință cu câteva motive care i-au determinat pe fizicieni, matematicieni, ingineri să caute o altă soluție în locul tuburilor. În lecția următoare continuăm.